Astăzi, miercuri, în București, și anume la Clubul Diplomaților, a avut loc un eveniment cultural de excepție. Este vorba de lansarea cărții Nașul Prese din România, sau mai practic 49 de ani printre securiști, disidenți, politicieni, miliardari și câțiva idealiști. Un SRS cum n-ați mai citit niciodată până acum. Normal, cei care nu știți, vă veți întreba cine este Nașul, cine este SRS. Imediat toate amănuntele de la Andrei Dragne, corespondentul Anima TV, Trustul Media Anima, care a fost prezent la fața locului. Andrei, bună și te rog, fă lumină și spune-ne despre ce este vorba practic. Bună, Nando, și numai bine prietenilor Anima TV. Așa cum spuneai tu, un eveniment cultural deosebit, așteptat cu nerăbdare de cititori. Mă aflu la Clubul Diplomaților din capitala României, unde se desfășoară acest eveniment, care constă în lansarea cărții despre care aminteai la început, Nașul Presei din România. Un dialog cu SRS, realizat de ziaristul și istoricul Dan Andronic și cercetătoarea istorică Alice Barbu. Prefața este semnată de cunoscuta jurnalistă Adina Anghelescu, iar postfața de academicianul Andrei Marga. Ok, un dialog, dar cu cine? Acum a venit vremea să răspund la întrebare și să satisfac curiozitatea prietenilor noștri. Cine-i Nașul? Cine-i SRS? Nimeni altcineva decât renumitul și apreciatul ziarist Sorin Drașca Stănescu, care, om al surprizelor, ca întotdeauna de altfel, a ales intenționat această zi, 8 septembrie 2021. Astăzi este practic aniversarea zilei sale de naștere, iar volumul este cadoul pe care evenimentul zilei a dorit să-l facă Nașului, unul dintre fondatori. Vă invit să participați alături de mine, chiar virtual, la acest moment de marcă din istoria jurnalisticii și culturii românești. Bună dimineața spre prânz tuturor celor care sunteți aici prezenți la un moment despre care cred că se va vorbi intens în zilele și poate săptămânile, ba chiar și anii următori. Bun găsit și tuturor celor care ne privesc în acest moment online pe pagina de Facebook evz.ro și pe canalul de YouTube EVZ Capital. Nu sunt puțini, sunt chiar foarte mulți și vor fi din ce în ce mai mulți, sunt convins, pentru că evenimentul de astăzi este unul aparte. E o lansare de carte, dar nu e o lansare de carte obișnuită. Și nici lansarea nu este obișnuită. În primul rând, însă, înainte de a discuta despre carte, despre autorul și autorii acestui volum, dați-mi voie să-i spun protagonistului principal, la mulți ani, pentru că azi e ziua lui, așadar, la mulți ani, Sorin Roșca Stănescu. Să-ți fie bine! Mai rar se întâmplă ca la o aniversare sărbătoritul să facă celor invitați un cadou. Da, asta se întâmplă astăzi, pentru că într-un fel sau altul, volumul despre care discutăm astăzi este un cadou pe care Sorin Roșca Stănescu ne-l face nouă tuturor. E un thriller. Acest volum nu e o simplă carte de amintiri. Este un thriller și e un thriller în care sunt personaje din lumea politică, sunt personaje din lumea presei, sunt personaje, evident, din lumea financiară și totul curge într-un mod în care eu, care sunt mare consumator de amintiri politice și nu numai, n-am mai întâlnit până acum genul acesta de relatare. Acum însă mi-am explic de ce se întâmplă așa. Firul narrativ are un suport extraordinar. Sorin Roșca Stănescu, am lucrat cu el, l-am văzut la lucru în 1995 când pășeam în redacția ziarului Ziua și mi-încredința în mod surprinzător, deși eram în anul 2 de facultate, să fac o pagină de viață studențească săptămânal acolo, închid paranteza asta, l-am văzut cum scria editorialele, dictându-le adeseori la telefon și chestiunea asta o face, sunt convins, de foarte multe ori și acum, iar la pastila SRS pe care o realizează pe YouTube se vede antrenamentul omului care își ordonează foarte rapid ideile, dictează și nu mai era nevoie decât de o minimă corectură și textul pleca în pagina de ziar. În felul acesta o să vă explicați de ce, citind acest volum, există o foarte mare ușurință a lui Sorin Roșca Stănescu și de a sări de la o idee la alta și de a împleti firul narativ. Vorbește la un moment dat despre miliardar, se întoarce, vorbește despre politicieni, ajunge la întâmplări din copilărie, din viața personală, așa că
e, cum vă spuneam, un adevărat thriller, pentru că nu știi până unde va duce dezvăluirea despre anumite personaje, ce va spune despre ele, și spuneam că această carte va naște un fior în societatea românească, pentru că oamenii care s-au intersectat cu Sorin Roșca Stănescu, și prieteni și neprieteni, ba chiar și dușmani, vor cumpăra cu siguranță acest volum. Îl vor citi pe nerăsuflate pentru că vor vrea să vadă, mă, oare ce spune nașul, așa cum îl cunoaștem toți pe Sorin Roșca Stănescu, despre mine, despre noi, aoleu, și eu m-am întâlnit cu Roșca în anul nu știu care, aoleu, ce-o fi zicând despre momentul în care ne-am întâlnit. Nu cruță pe nimeni Sorin Roșca Stănescu și înainte de lansare mărturisea că mai are încă multe lucruri pe care fie că a uitat să le spună, fie că a omis să le spună, dar promite un volum 2, nu-i așa? În care cu siguranță vom avea și mai multe detalii picante. 20 de ani. Peste 20, peste 30 de ani, atunci al treilea, ca să fim așa, să spunem așa. Sigur că orice carte de genul acesta, mai ales o carte de amintiri pe care o scoate un ziarist, naște de foarte multe ori un scandal, pentru că e cu siguranță un volum din această categorie, este extrem de subiectiv. E punctul de vedere al autorului, fără discuție, e partea lui de adevăr. Personajele care se vor regăsi enumerate sau protagoniste în paginile acestui volum, care mai trăiesc, sunt și unele care nu mai trăiesc, poate vor avea un drept la replică și ar fi foarte interesant să vedem aceste lor de poziție eventual în ediția a doua, să spunem, da. O notă aparte aș vrea să subliniez, să pun un asterisc și în legătură cu cei care l-au stârnit pe Sorin Roșca Stănescu să scrie acest sau să povestească acest volum de amintiri. Dan Andronic are meritul să fie dintre oamenii care au trăit după 1990 multe dintre întâmplările pe care le relatează și Sorin Roșca Stănescu. Nu e un personaj venit de nicăieri, e un om cu o vastă experiență și în zona lumii politice și în zona lumii jurnalistice, și atunci o să vedeți că întrebările nu sunt deloc ușoare, nici răspunsurile, sunt convins, nu au fost și nu sunt simple, dar e foarte important că nu se pierde din tensiunea unui astfel de demers publicistic. Cărțile de amintiri, de povestiri despre viața personală sunt adeseori plicticoase. Autorul are păcatul de a plonja foarte mult în ceea ce înseamnă tinerețea lui, copilăria lui, părinții, oamenii care l-au influențat, și în felul acesta se pierde cam 3/4 din volum și pe ultima parte a cărților de amintiri se ajunge la ceva dezvăluiri. În volumul acesta despre care vorbim, intitulat sugestiv Nașul presei din România, nu ai timp de așa ceva. Sigur, sunt elemente de viață personală, unele dintre ele extrem de dureroase. Să vorbești despre moartea unuia dintre copii nu e ușor. Este dureros oricând și mai ales când vine vorba de dezvăluiri din această categorie, nu știu câți dintre noi, dacă am scrie o carte de amintiri, am duce firul unor astfel de povestiri până la lucruri din această sau întâmplări ale vieții din această categorie foarte dureroasă. Așa că nu vă așteptați să fie o carte ușoară. Informațiile cuprinse în acest volum nu sunt ușor de digerat, fie că vorbim despre cele politice, fie că vorbim, cum spuneam, despre viața autorului, care a trăit până acum cam povești, mai mult de 7 vieți. E un Sorin Roșca Stănescu de dinainte de 1989, care plonjează încă de mic copil într-o lume în care se întâlnește cu regimul comunist și securiștii din regimul comunist. După aceea trece, după 1989, într-o lume în care se întâlnește cu securiștii noului regim. E un personaj care întâlnește personaje politice de dinainte de 1989, care apoi, ușor, ușor, se transformă în personajele politice ale lumii de după 1989. Sunt personaje care erau mai nimic înainte de 1989 și devin niște potentați financiar la un nivel extraordinar după 1989. Și Sorin Roșca Stănescu e jurnalist și înainte de 89, e jurnalist și după 1989,
întâlnește niște oameni pe care multora dintre cei care vor citi acest volum le este inaccesibil să-i întâlnească din diverse motive. El are această ocazie de-a lungul unei vieți să-i vadă evoluând sau involuând, îmbogățindu-se sau sărăcind, fiind onești sau mințind realmente cu maximă dezvoltare. Mă opresc din această introducere în ceea ce înseamnă, da, în ceea ce înseamnă astăzi întâlnirea noastră de aici, cu încă o subliniere. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care se află în această sală, în această sală, la această întâlnire, pentru că am văzut aici chiar și oameni, mulți dintre ei menționați în acest volum. Dacă ar fi, iertați-mă, aici e o, cum să spun, o problemă de profesie, da? Dacă ar fi să facem un talk show, să ne închidem aici și cu oamenii care sunt aici prezenți, da? De la oameni de afaceri, jurnaliști, politicieni, oameni din care au gravitat la intersecția acestor lumi de foarte multe ori, diplomați, cred că ar ieși un talk show, ar fi o chestiune senzațională. Nu o să putem face asta, dar poate vă stârnește Sorin Roșca Stănescu cu acest volum să vă apucați de scris memorii. Cred că fiecare dintre cei prezenți aici a înmagazinat de-a lungul timpului o sumă de povești extraordinare. De asemenea, felicitări colegii noastre Alice Barbu pentru acribia de care a dat dovadă în redactarea acestui volum. Întrebările ei adeseori cuprinse în acest volum aduc un plus de dinamism dialogului dintre Dan Androni și Sorin Roșca Stănescu. Acum, nu știu dacă e... Nicolae, ești pregătit, ca să zicem așa? Da? Tot timpul ești pregătit. Atunci te rog să te apropii aici, că o să spun eu microfonul în acest stativ. Sorin Roșca Stănescu a avut o idee... Cum e el? Deci, numai cine nu l-a cunoscut pe Nașu, nu știe că are de multe ori niște idei din astea de... În redacția de la Ziua rămâneam toți bușbe. Uite, e Mihai Pâlșu aici de față, omul care mi-a fost șef de secție la Social la Ziua în 1995, să-i dea Dumnezeu sănătate, da? Ia din Anghelescu, sunt mulți, da? Dar ideea este că odată venea și zicea, nu, schimbăm a întâia, nu mai, băi, dar mai e puțin, mai sunt, a trecut, s-a dus spre tipar, nu, schimbăm. Venea Pâlșu în jurând redacția, a zis, Nașu, să schimbăm, asta este o lantă. Deci de fiecare dată a avut ideile astea care sunt, țin de nebunia acestei meserii, dar țin și de caracterul vulcanic al personajului. Îl ved toți așa un pic mai calm, mai nu știu ce, dar avea, întotdeauna avea momentele în care izbucnea pur și simplu. Acum, Nicolae Voiculeț, prietenul lui Sorin Roșca Stănescu, este invitat alături de noi aici, la microfonul de aici, pentru că, Nicule, Nașu a avut o idee. A zis că nu e el om de stat, dar a zis că înainte de a-i începe practic acest dialog pe marginea cărții, vrea să-i cânți imnul de stat. Ce zici de asta? Salut! 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 Te iubesc și pe voi, pe mulți dintre voi, cam pe toți. Dar înainte să vă cânt acest cântec pe care l-am cântat de mii de ori, cel puțin în ultimii 25 de ani pe planetă, am să-i aduc aminte lui Sorin un moment extraordinar la New York, împreună cu majestatea sa, regele Mihai, cu Ilie Năstase, cu Giuliani, era primar atunci, când s-a închis Wall Street pentru prima dată în istoria New Yorkului și el a făcut un eveniment care nu se mai poate repeta niciodată. M-am bucurat să cânt atunci pentru majestatea sa și pentru toți invitații. Așa cum mă bucur să cânt și acum, cu acest nai, pentru că nu vin de la Constanța și naiurile mele sunt acolo. Și acasă aici am un nai pe care l-am primit acum 3 ani din partea Chinei, când am deschis prima catedră de nai de la conservatorul din Xi'an. Thank you.
Mulțumim foarte mult, Nicolae Voiculeț. Îți mulțumim. Cuvintele au fost cenzurate. Mulțumim foarte mult. Îi pasez în acest moment microfonul Adinei Anghelescu. E omul care a stat foarte aproape de Sorin Roșca-Stănescu mulți ani, așa că a fost invitată să și scrie o prefață a acestui, un cuvânt de deschidere pentru acest volum. Adina, te rog câteva cuvinte. Grea misiune. Ai emoții. Da, mari emoții. Recunosc. Am emoții mai mari decât atunci când Roșca Stănescu era bossul de la Ziua, era nașul pentru toți și a fost și nașul primei cărți scrise de mine și de Adrian Artene la editura Ziua în 2002. Și pentru asta îi mulțumesc încă o dată. Acum, astăzi ne-am apropiat cu toții pentru acest dublu eveniment, așa cum spunea și Robert, este vorba despre lansarea acestei cărți minunate, spun eu, pentru că eu am devorat-o, recunosc, în vreo 8 ore. Roșca mi-a trimis-o, așa cum face el, să mă pună tot timpul în priză, să fiu micuța Duracell. Înainte cu o zi de a da manuscrisul în tipar și a spus trebuie să scrii prefața. Și a zis, mulțumesc câte pagini are și a să-ți trimit manuscrisul, deci foarte lejer cumva. Eu sunt învățată cu misiunile lui, când îmi spunea până la ora 5 îmi descoperi nu știu ce și faci o pagină de ziar. Deci am rămas în priză și după 30 de ani de presă. Da. Andrei Margă. Venit post față. Sigur, i-am luat fața domnului profesor, dar post fața dânsului merită citită. Pentru că are și domnul profesor cuvinte de spus despre carte, așa cum și eu am avut în prefață. Acum, revenind la carte, pe mine m-a surprins că Roșca s-a hotărât să scrie această carte, care este, zic eu, de trei ori istorie. Și bineînțeles că fiind de trei ori istorie, și asta vă explic și de ce, a ales să fie de acord cu propunerea pe care i-a făcut-o Dan Andronic, dragul meu coleg, și Alice Barbu, cu care n-am fost colegă pentru că, na, vremurile au făcut ca ea să se nască mult mai târziu, dar este o frumoasă tânără speranță și un cercetător istoric de succes, zic eu, încă de pe acum. Îi calcă pe urme lui Dan Andronic și este foarte bine că s-a reunit în redacția de la evenimentul zilei. Spun că această carte e de trei ori istorie pentru că, unu, e vorba de istoria familiei sale, de momente, într-adevăr, dramatice, momente foarte grele. Veți descoperi în carte ceea ce el a aflat mai târziu și anume că unii membri ai familiei sale foarte apropiați lui au fost legionari, dar el n-a simțit asta niciodată. Vă las să descoperiți restul în carte. Că unii au fost antisemiți și el a fost un filosemit, dar n-a simțit niciodată această apăsare genealogică, să-i spunem așa. Este istorie a doua oară pentru că e vorba de file din istoria vieții sale, în percepție proprie, desigur, pentru că fiecare avem percepția noastră asupra tuturor experiențelor care ni se dau în viață să le trăim și fiecare dintre noi le trăiește cu mai puțină sau mai multă intensitate. Nașul este omul care a trăit la maxim tot ceea ce viața, soarta, destinul, pentru că nu e unul și același lucru, soarta cu destinul, i le-a dat. Și am plătit foarte bine cumva liberul arbitru cu ceea ce a fost sortit să trăiască. Este un om aparte, un om special, eu l-am cunoscut în 1992, recunosc și în prefață el m-a racolat. El a fost racolat de USLA înainte de 89, vă va povesti pe deandeletele cum s-a întâmplat lucrul acesta, cu chestiuni pe care, cu detalii pe care nu le-a mai spus,
până acum. Pe mine m-a racolat la evenimentul zilei și m-a racolat la o masă de la un restaurant, vestitul restaurant de pe vremuri, Șarpele Roșu, când mi-a pus o întrebare clară, mă știa, scriam de 2 ani la Baricada și mi-a zis: vrei să te alături acestui nou ziar, avem nevoie de oameni care să alerge. Și am alergat, frate, deci am alergat și continui să alerg încă. Mă bucur foarte mult că retrăiesc acum, vorbindu-vă despre Roș Castănescu, despre colegii mei de atunci, retrăiesc acele vremuri ale unei prese adevărate, căreia, recunosc, îi duc de multe ori dorul. Ce aș mai avea eu de adăugat, în afara faptului că ați citit, desigur, chiar pe copertă, e vorba de al doilea eveniment, deci nu numai de lansarea cărții, Nașul împlinește astăzi 49 de ani, la mulți ani, de presă. Și cartea aceasta, veți vedea, într-adevăr va crea confuzie, pentru că însuși titlul pe care l-a ales Dan Andronic, Nașul presei din România, o să strânească oarecum și puțină invidie în rândul altor grei din presa română, unii dintre ei prezenți aici, și le mulțumesc pentru că mi s-a intersectat destinul în presă și cu ei. Îl văd pe domnul Petre Mihai Băcanu acolo. A avut un rol foarte important atunci când Roșca a pus bazele ziarului Ziua. Veți afla ce rol a avut tot din această carte, veți afla într-adevăr și lucruri pe care el nu le-a mai spus niciodată, nici familiei sale, de aceea și are o atenționare la începutul cărții, în care spune că și familia trebuie să citească așa, cumva cu grijă, anumite pasaje, pentru că sunt lucruri, chiar este un lucru pe care el nu l-a mai spus nimănui și pe care nici familiei sale și pe care l-a știut doar un prieten de-al lui cândva. Nu voi dezvălui asta, deci vă instig, cum s-ar spune, să citiți cartea. Este senzațională. De ce? Pentru că Roșca este un om senzațional. Mi-aduc aminte că în redacție, pentru că ne bântuie amintirile, nu? Robert, Dan, în redacție a dat dovadă de lipsa defectului pe care spune el că l-are. El are mai multe, le recunoaște aici, dar eu mă voi referi la unul singur, orgoliul. Nu l-a avut atunci când a oprit rotativa și s-a gândit dacă să-mi impună cele 500 de exemplare deja trase la ora aceea. Pe scurt vă spun că era vorba de dezvăluirile din afacerea Sintofarm. Generalul Zaharia conducea la Poliția Română, la Ministerul de Interne, și el primise informația că în urma dezvăluirilor noastre Adrian Năstase l-a destituit. Bun, n-a fost așa, am aflat lucrul acesta, i-am spus despre ce e vorba și a zis: și ce fac acum? Stai un pic, zici, ești sigură? Și eu am spus: sunt sigură. Și a zis: ești foarte sigură? Că eu am alte informații. Și am zis: și eu am informațiile mele, mă crezi sau nu mă crezi? Îi mulțumesc că m-a crezut, aveam dreptate, a oprit rotativa și nu mi-a cerut banii pentru cele 500 de exemplare. Și acum, în final, am să vă fac și eu 3 dezvăluiri, care nu sunt în carte, le adaug, cumva, este omul și prietenul meu, de o viață, zic că 30 de ani, totuși, aproape 30 de ani împreună în acest frumos periplu numit presa română. Roșca a fost primul director de ziar care mi-a semnat o asigurare pe viață, de viață, când m-a trimis cu Victor Roncea. Și nu știu de ce ne-a găsit pe noi, că eram cei mai mici de statură din redacție, în Pakistan,
care ia placa turnantă a începutului războiului împotriva terorii, după, imediat la câteva zile după 11 septembrie 2001. Și eu m-am simțit, a fost un moment complicat să văd că cineva îmi dă o asigurare de viață și că eu trebuie să plec undeva unde s-ar putea să nu mai vin și alții să se bucure de ea. Și Roșca era foarte fericit și mi-a spus, aici un miliard de lei vechi. Și am zis, dom'le, chestia asta m-a ambiționat și am spus, mi-ai semnat tu asigurarea de viață, dar nu o să o încaseze nimeni, o să vin înapoi. Pentru asta îi mulțumesc că a avut încredere întotdeauna în oameni, că a fost directorul de ziar unicul cu care eu am lucrat, care își a deschis larg porțile casei și odată pe an invita redacția cu tot familionul, adică neveste, copii, bărbați, da, să venim la Snagov, în casa sa, ca să ne simțim întotdeauna colaboratori și nu în relația șef-subordonat. Și încă două dezvăluiri vă mai fac. Atunci când am scris cartea, a apărut undeva pe blocul de lângă Tribunalul Vechi un mare afiș pe tot blocul, așa, Adi Artene este aici. Ieșeam din redacție și când coboram, mi s-a făcut rău. Am spus, wow, zic, Roșca, ia uite, a pus un afiș întreg, zic, cu cartea Mafia Statală pe bloc. Și Roșca m-a sunat în secunda a doi, ce ai văzut ce afiș mare este? Și am zis, da, dar cine l-a pus? Nu știu. Zice, noi nu. Și zic, bine, da, cine? Ne-am ales cu un proces de acolo, pe care noi l-am câștigat, pentru că, într-adevăr, nu noi făcusem lucrul ăsta. Și trei, o ultimă dezvăluire și cu asta închei, pentru că, na, fiind o carte senzațională și cu lucruri extraordinare trăite de el, pe lângă securiști, dizidenți, politicieni, miliardari, oameni de afaceri, numai de el știute și de cei la care, ale căror planuri, să spunem, el a fost martor, vă mai spun că mai am de ce să-i mulțumesc încă o dată pentru omul special care este, pentru că atunci când s-au pus bazele site-ului Lumea Justiției, pe care eu și colegul Răzvan Savaliuc l-am făcut, debutul acestui site luju.ro, ar fi fost mult mai dificil dacă n-aș fi primit în acel moment sprijinul lui. Este așa? Detalii nu o să spun, rămân în cutia Pandorei, cum el își păstrează totuși, cu toate cele 288 de file, își păstrează totuși secrete pe care sunt convinsă nu le va spune niciodată. Deși are o platoșă așa și pare un spartan. Niciodată să nu spun niciodată, așa că el este un om decent și este un tip foarte rațional. Foarte rațional. Știe unde să se oprească și mai știe ceva, ceea ce eu am învățat de la el de multă vreme, să nu scrii niciodată tot ceea ce știi și să nu arăți niciodată ceea ce nu este decent să expui. Mulțumesc foarte mult, Adina Anghelescu, pentru acest excurs prin... Această prefață. Da, această prefață, exact, da. Dan Andronic, să preia microfonul. Mulțumesc. Bine ați venit, la mulți ani, Sorin, la mulți ani de Sfântă Mărie tuturor celor care sărbătoresc astăzi onomastica. Vorbind despre această carte, trebuie să vă spun că ea a fost scrisă rapid. Bine, Sorin e un tip care vorbește repede și eu am încercat să țin pasul cu el, să înțeleg la fel de repede. Este o carte pe care am făcut-o în câteva luni și care a plecat de la o discuție pe care am avut-o cu el, la el acasă. Vorbeam despre cu tot o altă carte, cea pe care am publicat-o recent, a domnului Constantin Boștină. Mi-a povestit ceva legat de familia lui și mi s-a părut atât
de fracturat din punct de vedere logic, că am zis că trebuie să înțeleg. Deci, gândiți-vă, vorbim de anii 70-60, în care Sorin Roșca Stănescu, venind dintr-o familie de legionari, șef de cuib, nu, ajunge să intre la facultatea de drept, să fie ziarist în presa comunistă, să colaboreze cu securitatea, cu USLA, celebra unitate de luptă antiteroristă, și la final, în anii 80-89, să fie urmărit de securitate. E, fragmentele astea pe mine m-au incitat. Și am propus atunci, extrem de rapid, haide să scriem o carte din asta. De ce? Este fascinant. Și o să vedeți, amănuntele și pe mine m-au lăsat cu gura căscată. De multe ori, pentru că apar personaje la care nu te-ai fi gândit. De la Principesa Ileana, la Emil Bodnăraș, evenimentul tragic din viața lui, cu tatăl său aruncat pe fereastră de securitatea din Brașov, fiind unul din avocații legionarilor, care i-a apărat pe legionari. Ne mai vorbim de ceea ce știți despre el după 1989, pentru că și acolo este ziaristul care îl face pe Ion Iliescu, agent KGB, după care devine confidentul lui Ion Iliescu și povestește în amănunt acest lucru. Este omul care duce la căderea, la demisia, demiterea unui director al SRI, Virgil Măgureanu, și care după ani îi dă dedicație pe carte. Sunt foarte multe lucruri de tipul acesta. Vorbim de Maria Munteanu, vorbim de Dinu Patriciu, bineînțeles. Sunt multe personaje care apar. Sorin Roșca Stănescu, din ceea ce povestește, este de multe ori în centrul unor evenimente, are legături cu oameni cu care în general nu prea e cum să ai legături, cum ar fi generalul Pacepa. Și iar, acolo povestește cât poate să povestească. O biografie extrem de interesantă. Este adevărat că poate fi considerată o confesiune neterminată. Pentru că și el spune că nu a spus tot, sunt unele lucruri pe care nu poate să le spună, dar acolo unde a considerat că e momentul, eu cred că a dus lucrurile până la capăt. Și cred, în primul rând, bazându-mă pe experiența pe care o am. Sunt lucruri pe care le-am trăit și eu, sunt lucruri pe care le-am experimentat, sunt întâmplări pe care le-am văzut și la unele din ele chiar am participat. O singură mențiune aș mai avea. Am vrut să scriu, m-am păstrat pentru acest moment, am vrut să scriu pe coperta 4 acest avertisment. Singurul om despre care vorbește urât în carte este Traian Băsescu. Sorin, ai legătura? Hai să o lăsăm și pe Alice puțin, că experiența ei este... Noi te știm, da? Deci noi te știm, nașule. Adică atât cât putem, cât am putut fiecare. Da? Sunt multe lucruri pe care nu le știm și le-am aflat sau le aflăm din acest volum. Dar Alice nu te știa. Da? Și a fost martoră la tot acest dialog, a fost actant, a pus întrebări, da? Unele dintre ele foarte bune, semn că a citit, a scormonit. O scurtă, vreau să aud și din partea ei, un punct de vedere, cum ți s-a părut experiența, că ai avut în față un om cu o istorie de film, de făcut, cum spuneam, un thriller. În primul rând aș vrea mulțumesc, aș vrea să-i urez la mulți ani lui Sorin Roșca Stănescu. Pe de altă parte, aș vrea să-i transmit lui Robert Tucescu că îl cunosc pe Sorin Roșca Stănescu de acum 4 ani de zile, el cumva fiind un soi de mentor pentru mine, prima persoană pe care am intervievat-o în legătură cu evenimentele din decembrie 89,
un test, pentru că să te duci ca începător în fața unui mare jurnalist, îi pui întrebări la care nu chiar oricine poate răspunde, nici măcar în prezent, este destul de dificil. Motiv pentru care atunci Sorin Roșca-Stănescu, aflând că sunt studentă la Facultatea de Istorie, mi-a spus că la un moment dat voi fi unul dintre cei care îi va scrie istoria. Însă niciunul dintre noi nu cred că se aștepta ca la puțin timp după aceea Dan Andronic să vină cu această idee și să putem construi împreună o astfel de carte. Eu aș vrea să vorbesc puțin despre omul Sorin Roșca-Stănescu, care în ultimul an de zile, cât am lucrat cu dânsul, a fost evident foarte antrenant și constant toată această muncă. Este un personaj complex, un personaj atipic, dar mai ales un om, și a demonstrat acest lucru în două momente, și anume unul legat de Nicolae Dan Fruntelată, când era într-un moment critic al vieții sale, și în care toți oamenii pe care îi ajutase îl abandonaseră, iar Sorin Roșca-Stănescu în acel moment i-a întins o mână de ajutor, iar un alt moment a fost cu Dan Andronic, și anume, spun asta pentru că a fost și prima poveste pe care mi-a spus-o Dan Andronic atunci când l-am cunoscut, și anume că Sorin Roșca-Stănescu, dorindu-se să plece de la evenimentul zilei, i-a propus lui Dan Andronic să-l ia alături de el, Dan Andronic refuzând, considerând că are mai mult de învățat de la Ion Cristoiu decât de la Sorin Roșca-Stănescu. Orice om consider că în acel moment nu ar fi reacționat așa cum a reacționat Sorin Roșca-Stănescu, având în vedere statutul social pe care îl avea. Ci din contră, Sorin Roșca-Stănescu l-a băgat în față pe Dan Andronic, i-a spus lui Ion Cristoiu să lase redactor șef adjunct în locul lui, lucru care arată un mare exemplu pentru orice om care înțelege și respectă de unde a plecat. L-am adus în discuție pe Dan Andronic și pe această cale vreau să-i mulțumesc public, pentru că fără el și datorită lui, mare parte din parcursul meu istoric îl datorez și îl voi datora în continuare. Iar ca să închei, așa cum a spus și Adina Anghelescu în prefață, Sorin Roșca-Stănescu chiar este ca un motor Ferrari și nu numai atunci când intri în cursă cu el, ci inclusiv atunci când lucrezi cu el, trebuie să sturezi toate motoarele. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Alice. Și acum, Nașu! De data asta, nu știu dacă o să-mi iasă să fiu succint cum sunt de obicei. Dar o să încerc. Robert v-a explicat de ce am ales această zi de 8 septembrie pentru lansarea cărții. Eu am să vă spun, să-mi iertați emoția, de ce am ales ora 11. În urmă cu 14 ani, la ora 11, urma să mă parașutez la propriu, cu o sticlă de șampanie în mână și să-mi întâmpin astfel oaspeții care erau invitați de ziua mea pe un aerodrom de lângă București. Nu am mai putut să fac acest lucru pentru că s-a născut fiul meu, Sabin Roșca-Stănescu. Ia cu mocul. La mulți ani și lui Sabin. De aceea am ales ora 11. Acum, trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți o parte însemnată a comunității acelor oameni lângă care am muncit, lângă care am avut și succes și insuccese, și fără de care această carte nu ar fi existat, fără de care destinul meu, așa cum s-a întâmplat să fie, nu ar fi existat. Nu ar fi existat această carte dacă nu exista Petre Mihai Băcan. Nu ar fi existat această carte dacă nu exista Ion Cristoiu. Dacă nu exista, Dumnezeu să-l ierte, Mihai Cârcioc. Și dacă nu exista, Dumnezeu să-l odihnească Dinu Patriciu. Și așa mai departe. Dumneavoastră faceți parte din această comunitate care a dat consistență în bună măsură acestei cărți, atâta consistență
cât are. Într-adevăr, sunt secrete pe care încă le păstrez și îmi cer scuze, dar nu am încotro. La ziarul Ziua i-am amenințat de în repetate rânduri pe toți ziariștii de investigații că dacă își divulgă vreodată sursa, inclusiv mie, dacă îmi divulgă sursa, îi dau afară. Le desfac imediat contractul de muncă. Sunt obligat să protejez în continuare anumite persoane, dar cu timpul această obligație probabil că va înceta și o viitoare ediție a cărții îmi va permite să spun mai multe decât am spus. Cartea o veți citi și o veți aprecia și o veți critica, dar dincolo de ceea ce există în carte, și cu asta o să închei, e ceva mult mai important care, din nefericire, nu există în această carte și va exista însă foarte curând, probabil la mijlocul, la începutul anului viitor sau până în mijlocul anului viitor, într-o următoare carte. Ce s-a întâmplat? În urmă cu 2 ani și ceva, supraviețuitorii de acum 50 de ani ai redacțiilor Viața Zdențească și Amfiteatru ne-am întâlnit la un restaurant. Între alții, acolo a fost prezent și Nicolae Dan Fruntelată, cel care m-a angajat în presă. În discuția pe care am avut-o, pentru prima dată, el mi-a lămurit parțial un mister al existenței mele profesionale. Am fost an de zile redactor cu jumătate de normă la aceste publicații, dar când s-a pus problema angajării mele ca redactor, lui Dan Fruntelată i s-a spus că am un dosar mizerabil, să nici nu se gândească să mă angajeze acolo. Dan Fruntelată s-a zbătut, a luat legătura cu Ion Traian Ștefănescu, care era ministru pentru problemele tineretului, dar în același timp și profesor de dreptul muncii, disciplină la care mi-am luat cu 10 lucrarea de stat. Și Ion Traian Ștefănescu a venit cu o idee, să mă angajeze corector pentru a nu mai trece prin filtrul cadrelor și apoi să transforme postul de corector în post de redactor. Evident că eu n-am fost corector nicio zi, eu n-am simțit acest lucru, dar m-a intrigat și am rămas cu acest semn de întrebare. Nu știam aproape nimic, am 72 de ani, deci până acum un an și ceva, 2 ani, nu știam aproape nimic din secretele familiei mele. Este un lucru foarte grav, dar un lucru în același timp foarte bun pentru care le mulțumesc. M-am întâlnit apoi, relativ recent, cu un om extraordinar, cu Constantin Boștină, este prezent lângă marele sculptor Mihai Buculei. Și atunci când am făcut împreună cartea, domnia sa mi-a mai dezvăluit câte ceva din acest moment de cumpănă din trecutul meu, dar atât cât știa și domnia sa. Ei bine, am fost foarte intrigat și mi-am exprimat dorința în fața lui Dan Andronic și al lui Alice Barbu, care sunt istorici și sunt acreditați la CNSAS, nu știu exact dacă folosesc denumirea corectă, să facă eforturile necesare pentru a scoate toate dosarele mele de securitate și pentru a mă ajuta să-mi lămuresc trecutul. Iar dosarele pe care au reușit să le scoată sunt următoarele. Dosarul bunicului meu, care a fost urmărit de securitate până la moarte, timp de 50 de ani, incluzând aici și perioada în care a fost urmărit de siguranța statului. Medic-chirurg. Dosarul tatălui meu, care a fost urmărit de securitate de siguranța statului de la 16 ani. Pentru că la 16 ani, împreună cu un grup, participase la rebeliunea legionară.
dosarul meu din liceu, tot 16 ani cred că aveam, când securitatea m-a urmărit și m-a investigat pentru a mă racola. Și care se termină cu pusul poalelor în cap de către ofițerul care recomandase racolarea mea, pentru că nu se așteptase ca eu să spun imediat întregii școli, colegilor din școală, ce se întâmplă și să reclamă acest lucru tatălui meu adoptiv, care s-a dus la școală și a făcut scandal. Dosarul în care eu am fost urmărit în 1988 de securitate, în timp ce cu Mircea Popa, prezent aici și fără de care această carte din nou n-ar fi apărut, și cu soțiile noastre, la mine acasă, am conceput și am făcut două ediții ale ziarului ilegal Libertate. Securitatea ne-a urmărit la sânge și n-a reușit să afle acest lucru. Este, după părerea mea, senzațional. Bunica mea, care a fost casnică, a fost urmărită până când a murit la mine acasă în 1986. Bunica, care a fost casnică, repet, toată viața. De ce? Și alte dosare pe care n-au reușit să pună mâna. N-au reușit să pună mâna. Da. Pe dosarul meu în care am colaborat cu Brigada Antiteroristă, ăsta ar fi fost extrem de important pentru o carte, pentru că n-am cum să țin minte tot ce s-a întâmplat cu precizia cu care au ținut minte securiștii. Erau profesioniști în a ține minte lucruri. Dosarul tatălui meu, care e tot la într-o arhivă operativă, de ce a fost el asasinat de securitate, și nici dosarul unchiului meu, nici n-am apucat să văd tot, dar cred că nici dosarul unchiului meu, care a fost transformat în spion al americanilor și parașutat în munții Făgărașului și care s-a predat securității spunând că nu-și trădează țara chiar dacă nu suportă regimul comunist, nici acest dosar nu mi-a putut parveni. Dar ceea ce mi-a fost dat să citesc după ce cartea fusese, această carte fusese dată la tipar, este absolut uluitor. Este, vă rog să mă credeți, halucinant. Este halucinant pentru orice persoană curioasă. Deci va face obiectul unei cărți. Dar în ceea ce mă privește, am aflat din timp, ca să mai apuc să o fac în această carte, să-mi cer scuze românilor și evreilor din întreaga lume, pentru faptul că aproape toată familia mea a jucat un rol activ în, și uneori la vârf în organizațiile legionare, care au fost pe bună dreptate taxate și sunt taxate în continuare drept organizație criminală. Nu am descoperit nicio crimă făcută în mod direct de vreo rudă de-a mea, dar chiar faptul că au făcut parte din aceste organizații, că au participat și la rebeliunea legionară și așa mai departe, mă obligă să îmi cer scuze și o fac și acum în fața dumneavoastră și o voi face și atunci când voi reuși să public această carte în baza documentelor care mi-au fost furnizate și vă mulțumesc foarte mult, Dan Andronic și Alice Barbu. Documente, repet, care cred că sunt interesante pentru toată lumea. Pentru că demonstrează, pe de-o parte, succesiunea, filiația dintre securitatea statului comunist și siguranța națională a statului anticomunist, pe de altă parte demonstrează perseverența cu care erau oamenii urmăriți, cheltuielile uriașe pe care le-au suportat cetățenii României pentru ca acești oameni să fie urmăriți decenii la rând, fără niciun
folos în cele din urmă, pentru că nu s-a demonstrat că cineva ar fi făcut ceva dincolo de faptul că au aparținut de aceste organizații legionare. Iar atunci când cineva a încălcat legea, cum am făcut eu cu Mircea Popa, că am încălcat legile comuniste și am subminat statul comunist făcând acele publicații, exact în timp ce eram urmărit, securitatea nu afla nimic. Vă mulțumesc, Dana Andronic, mulțumesc lui Alice Barbu, mulțumesc evenimentului zilei, vă mulțumesc pentru modul în care m-ați interogat și m-ați provocat și pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a scoate această carte. Și îți mulțumesc, Dan, și pentru afirmația pe care o faci, că este un cadou al evenimentului zilei față de un membru fondator. Mărturisesc că nu știu dacă merit acest cadou, de vreme ce la un moment dat am făcut o publicație concurentă evenimentului zilei. Bine că evenimentul zilei mai rezistă. Sorin, calul de dar nu se caută în zi. Vă mulțumesc! Dan Andronic. Ca să nu fie totuși așa, să încheiem într-o notă mult prea serioasă, ca să nu-i spun tristă, aș vrea să vă spun un lucru. Deci când l-am cunoscut pe Sorin Roș Castănescu, în 1992, toți îi spuneau nașu. O poreclă care, după mine, dădea un caracter de mafiot. Și vă spun sincer că până am citit dosarele de la fosta securitate, am crezut că de acolo plec. Nu. Porecla vine dinainte de 1989, are o conotație mult mai umană și citind transcrierile convorbirilor telefonice între el și Dumnezeu să-l odihnească, colegul și prietenul nostru Horia Tabacu, am înțeles exact de ce îi se spunea nașu. Deci, Sorin, ești nașul presei din România, dar dinainte de 1989. Vă mulțumim foarte mult! Acum ai lăsat așa un suspans, da? De ce îi se spune nașul, dar se află citind această carte. O să fac și eu ca, mă rog, politicienii de rit nou, să zicem, care nu acceptă foarte multe întrebări, sunt așa, da, așa, pe trotinetă n-o să merg, da, așa. Dar mă gândesc că dacă vrea cineva să adreseze o întrebare sărbătoritului și omul protagonistului principal al acestei lansări, pasăm microfonul în sală sau dacă are cineva scurte comentarii de făcut pe marginea intersecțiilor din viață cu Sorin Roș Castănescu. Uite, tu l-ai pomenit pe Mircea Popa, Sorin, da? De câteva ori aici în colțul mesii. Dacă are ceva de spus, să-i să-mi microfonul. Nu vrea astăzi, am înțeles. Altcineva? Te rog, da, sigur. Hai că da. E Mirel. Da. Hai să... Mirel, acolo, da? Mie mi-a dat Dan cartea, nu trebuie. Ba da, trebuie să vorbești la microfon, Mirel, că suntem și în direct, live, pentru foarte mulți oameni. Bun. Mi-a dat cartea zilele trecute și aseară mi-a dat un telefon, mai citit-o, zic, mă, am răsfoit-o, păi ce citești tu? Și am făcut ce mi-am citit-o. Până pe la vreo 4 dimineața am terminat-o. Sigur, deschide o cameră a secretelor și deschide ușa larg. Cartea e interesantă pentru mai multe categorii de cititori. Are trei categorii de public. Publicul larg, care va afla niște chestii absolut senzaționale. Noi cei care, cum spunea Dan Andronic, am fost și noi uneori protagoniști, alteori martori direcți. Și mai are încă un public, cei care îl vor descoperi pe Sorin Roș Castănescu, prozator. Despre două treimi din carte, treimile a doua și a treia, mă rog, între finalul cărții, vorbește despre lucruri pe care le-am mai auzit, mi le-am imaginat, le-am știut, etc., etc., și care sunt interesante, extraordinar de interesante, pentru cei preocupați să înțeleagă ultimii 30 de ani. Va fi o carte pe care istoricii o vor consulta și va face parte din multe bibliografii. Prima treime însă m-a lăsat mut. La fiecare pagină mă trimitea cu gândul la Casa domnului Alcibiade și la Cronică de familie.
familia lui a avut șansa și ghinionul, sigur că dacă unii au plătit chiar cu viața, să trăiască la intersecția unor vremuri fabuloase. Sorin, nu știu dacă tu vrei să continui seria dezvăluirilor astea, mă rog, chestiile despre care tu n-ai putut vorbi, chestiile astea care interesează din această perspectivă, dar eu ți-aș recomanda să te concentrezi și să scrii o carte plecând de la această primă treime a cărții pe care ați scos-o astăzi. Familia ta este fabuloasă, a trăit prin experiențe fabuloase, iar tu, eu te-am descoperit, repet, ca prozator. Ai povestit ca un prozator de mare forță. Mie cartea asta a ta îmi va rămâne în minte pentru această primă treime pe care ai scris-o, nu știu dacă apreciez corect acum strict treimea respectivă. Nu am știut lucrurile astea despre tine, nu ai vorbit despre ele, păcat că n-ai făcut-o. Am înțeles că cele mai multe dintre ele nu le-ai știut, dar cred că câte ceva ai știut, ai simțit, ai bănuit. Aș citi cu un interes extraordinar o carte scrisă de tine despre saga familiei tale. Te felicit, excepțională carte, și am mai făcut-o și în alte rânduri în privința episodului pe care tu l-ai avut cu informativul de la USLA. Eu multă vreme nu te-am crezut. Te rog să mă ierți. Mirel Curea, Sorin Ovidiu Bălan. Nașule, pot să zic? Da? Eu n-am citit cartea. O să o citesc, bineînțeles. Dar am să vă spun, pentru că ați tot pomenit de activitatea lui Nașu, de familia lui, de... Eu am să vă spun doar două întâmplări pe care sigur nu le găsiți nici în carte. Pot să zic, Nașul? Dau din mână ce vrei. O am în buzunar. Încă nu eram colegi, eram colegi de breazlă. Era anul 1990, ne aflam pe front în Transnistria împreună, unde plecam în fiecare dimineață pe la 6 dimineața, fiecare cărând câteva sacoșe pline cu vodcă și câteva sacoșe pline cu țigări pentru combatanții de pe front, care nu prea să știau care de cine parte sunt, că toți erau îmbrăcați în training, în șlap și trăgeau unii între alții. Sigur că din vodka aia care o duceam noi pe front, o parte o aduceam înapoi în interiorul nostru. Relatam în fiecare zi de pe front ceea ce se întâmpla, cum ne zburau gloanțele pe la urechi, dar cel mai important eveniment din acel periplu prin Transnistria a fost că într-o seară, venind de pe front, cum vă spuneam, cu vodka în noi, ne-am luat la o bătaie cumplită cu bodyguardii de la hotel. Am fost scăpați din mâinile ălora de un fel de Rambo moldovean, care astăzi este general, e șeful jandarmeriei din Moldova și cu care am rămas prieten. Atunci am descoperit, ce n-ați descoperit voi la Nașu, calitatea lui de a da cu pumnul, cum se zice în limbajul golănesc, de aici, din fundul curții. Adică dădea Nașu, cădea bodyguardul. A doua întâmplare pe care vreau să vă spun și pe care sigur nu o să o găsiți în carte, este că la un început de primăvară, Nașu cu soția de atunci și cu câinele și cu, așa într-o mașină, eu cu soția de atunci, copilul de acum în altă mașină și Gabi Stănescu cu soția lui, plecat acum dispărut dintre noi în Franța, am mers la o vilă din, era în anii 90 și era mare șmecherie să te duci la predeal în vilele care fusese ale partidului. Soția unuia dintre, lui Gabi Stănescu, închiriase vila asta. Noi ne-am dus acolo, Nașu și-a băgat o țigară în gură, evident că portbagajul era plin cu merinde pentru copii. Am pus toate merindele pe masă, care la sticlă, care la bidon. Nașu și-a aprins o țigară și a zis:
Băi, aș face un ziar. Bine. Am scos o foaie de hârtie, unul a desenat, unul a început să spună o vorbă, unul a zis un titlu, unul a zis un titlu de rubrică, unul a zis cam cum ar trebui să arate pagina întâi, unul a zis cam cum ar... Bref, au trecut 3 zile în care noi am stat într-o sufragerie cam ca asta cu un șemineu, dar neaprins, în care între timp afară ninsese, copiii se dăduseră cu sania, după aia apăruse soarele, ieșiseră niște ghiocei, 3 zile am stat, era un fum de nu se mai vedea șemineu, a apărut la o lună de zile după aia, de fapt, o soția celui care a închiriat a zis, bă, ce dracu am mai venit până aici, că vă puneam, eu mergeați la mine acasă și vă puneam pe geam câte un afiș dintre ăla cu, și vrea, putea să fiți unde vreți, în deșert, la munte, la mare. Cert este că după 3 zile de, v-am spus, nu se vedea în cameră de atâta fum, se terminaseră toate merindele pe care le aveam. La o lună de zile a apărut ziarul Ziua, la 2 săptămâni după apariția ziarului Ziua am răsturnat împreună o mașină a securității care o urmărea pe Tana Ardeleanu, iar la alte 2 săptămâni de zile ziarul Ziua proaspăt a apărut pe piață cu Sorin Roșca la cârmă și, mă rog, noi pe lângă el acolo trăgând de cârmă. Îi dădeau un cap în gură președintelui de atunci, dovedind cu acte că este caghebist. Și ajungând, desigur, după aceea, în boxa acuzaților, că era vestitul articol 368, ofensă adusă autorității, ceea ce să zici că președintele de atunci e caghebist, era tare ofensă. Vă mulțumesc frumos! Numai un detaliu vreau să mai adaug. Salut prin apariția lui George Copos aici și prin prezența lui Eduard Pelengică, salut faptul că s-a completat întreaga celulă de la penitenciarul Jilava, celula noastră, celula politicilor, e completă. Da. Mai avem intervenienți în... Vă rog. Sărumâna. Știu că domnul Roșca Sănescu nu apreciază cuvântul sărumâna, dar am zis așa să-l folosesc de la bun început, ca să evităm după aia o situație inconfortabilă. Cred că, într-adevăr, această carte este deranjantă, va fi deranjantă pentru personajele menționate în carte, dar nu pentru relatările din ea, ci pentru că este o dovadă de conștiință. Un lucru ce lipsește atât la nivel colectiv, cât și la nivel individual. Domnul Roșca Stănescu mi-a spus un lucru personal, poate că greșesc dacă îl fac public, dar este foarte adevărat având contextul actual în care ne aflăm cu toții. Și având în vedere că în principiu cam toți jurnaliștii de aici au fost oarecum condamnați pentru delict de opinie în legile nescrise ale securistanului modern. Domnul Roșca Stănescu a spus că a fost mai în libertate în închisoare decât în afara ei. Acest lucru este cât se poate de adevărat. Și cred că această carte este o eliberare pentru toate conștiințele încărcate ale oamenilor care continuă să-și nege trecutul, prezentul și să-l perpetueze în viitor. Vă mulțumesc pentru invitație și felicitări și la mulți ani! Suntem la finalul acestei lansări, dar abia să deschid comentariile pe marginea volumului. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost prezenți fizic aici la Clubul Diplomatic, dar și celor care ne-au urmărit online și care vor urmări online această transmisiune pe pagina de Facebook evz.ro și pe canalul de YouTube EVZ Capital. O singură chestiune mai spun, pentru că poate la un moment dat tonul a devenit... Mi-a plăcut relatarea lui Sorin Ovidiu Balan, știam că așa s-au întâmplat lucrurile, de că, mă rog,
Cam așa trebuie să... Citind volumul acesta o să vedeți, nu e nimic plicticos. Adică sunt cadre scurte, se sare dintr-o parte în alta, la un moment dat trebuie să revii asupra unor pasaje. Cartea e năucitoare din multe puncte de vedere, mai ales că pentru toți cei de aici care am trăit în ultimii 30 de ani în România și cei care au prins și vremurile de dinainte de 1989 cu atât mai mult, personajele, spun din nou, cuprinse în carte, sunt încă multe dintre ele printre noi. Sorin Roșcastănescu are îngăduința să tragă pentru cei care sunt încă în viață tușe mai fine, să spunem, sau nu accentuează foarte mult portretul. Poate dacă e cazul să-i laude, poate o face, dar sunt lucruri extraordinare pe care le veți legumi, cum se spune așa, citindu-le, îți vine să reiei pasajul, să-ți dai seama, oare așa stau lucrurile, ăsta e personajul cu adevărat, ia uite cum l-a cunoscut Sorin Roșcastănescu. Felicitări, așteptăm volumul 2, cum spuneam, mulțumim tuturor și să ne revedem sănătoși la volumul 2 și la volumul 3, ia uite cine, domnul Ulieru, vă rog. Da, un microfon. Un microfon, da. Da, un microfon pentru un discurs. L-am cunoscut pe Sorin Roșcastănescu prin Mircea Popa. Cu Mircea Popa fusesem coleg la întreprinderea cinematografică în anii 70-80. Aici sunt prezent nu dintr-o curiozitate, ci în semn de recunoștință. Vreau să-i spun lui Sorin ceva pe care, o întâmplare pe care el a provocat-o, dar ale cărei urmări nu le cunoaște. În 94, în septembrie, pare mi se, de ziua jandarmeriei, ne-am întâlnit la petrecerea dată de instituția respectivă și fostul șef al jandarmeriei, care a și murit în accident, m-a invitat să plec cu el la Iași, unde ne aștepta altă petrecere, altă masă și așa mai departe. Eram câtva ce să îi urmez invitația, când a venit Sorin la mine și mi-a zis: băi Nic, am un film care demonstrează că Măgureanu a fost în seara de 22 decembrie în București. Nu m-am mai dus, am rămas împreună cu el, s-a spart petrecerea de la jandarmerie, ne-am dus la o altă paranghelie, la Dan Coste, dacă îți mai aduce aminte, unde am stat aproape toată noaptea, iar spre dimineață ne-am dus, Sorin și cu mine, acasă la el, ca să-mi arate filmul. Filmul respectiv nu era la el, era la Tana Ardeleanu, am sculat-o din somn pe Tana Ardeleanu, soția de atunci al lui Sorin și mama lui s-au mirat că Sorin apare cu mine din noapte așa undeva înspre ziua. Le-am spus, n-am venit în calitatea mea de purtător de cuvânt al țării, am venit ca prieten. Și a venit în sfârșit Ana Altreanu cu filmul, ne-am lămurit că de fapt personajul respectiv cu pălărie nu era Măgureanu. Am băut cafea, mama lui Sorin ne-a făcut niște sandvișuri, Tana Roșca mi-a făcut, mă rog, în preocupările ei, așa, și am plecat acasă. Ce s-a întâmplat? Dacă plecam cu elicopterul la Iași, mă întorceam tot cu același elicopter la Iași. Elicopterul acela n-a mai ajuns în București, a căzut și mi s-a spus după vreo 15 ani că din ordinul generalului Dănescu, ministru de atunci de interne, li s-a pus zahăr în rezervorul de benzină. Deci prin intervenția lui Sorin sunt astăzi în viață și vreau să spun, Sorine, că sunt recunoscător. Atât am vrut să spun. Da. Mulțumim. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Robert. Da. Da. Robert. Da. Vă rog, domnule Ieșiu. Sorin Ieșiu. Aș vrea să spun un lucru poate prea puțin cunoscut sau necunoscut. Condamnarea
regimului comunist din România ca nelegitim și criminal, chiar atât de jenant cum a avut loc în decembrie 2006, nu ar fi avut loc fără sufletul extraordinar al lui Sorin Roșca Stănescu, care în 2005, deci cu un an și jumătate înainte de condamnarea oficială acestui regim, a publicat raportul neoficial redactat de mine, fără să fiu istoric, în câteva nopți l-am redactat. Ziarul Ziua a fost singurul ziar care a publicat integral acest raport. Ziarul Ziua a fost singurul ziar care a publicat toate scrisorile mele către fostul președinte al României, Traian Băsescu, pentru a condamna crimele comuniste. Vreau să vă spun că imediat după ce a apărut proclamația pentru România, scrisă de mine înainte de Sfintele Paști, de învierea din 2005, la sfârșitul lunii aprilie 2005, a doua zi, singurul ziar din România, cu toate că am trimis textul la toate ziarele, singurul ziar care a publicat această proclamație a fost ziarul Ziua. Și sâmbătă dimineață, eu am trimis vineri seara, sâmbătă dimineață, Rodica Palade m-a certat, m-a demonizat, am devenit demonizat în cadrul grupului pentru dialog social. Ulterior am rugat-o în genunchi pe ea și toată redacția și toată conducerea grupului pentru dialog social și a revistei 22 să publice acest lucru. Să publice după aia raportul pentru condamnarea comunismului. După scandaluri interminabile, abia după 6 luni de la publicarea în Ziua, într-un supliment al revistei 22, raportul a fost publicat. Mulțumesc frumos, domnul Ilieșiu. Mai este și domnul Dorodiniu Glăvan aici, cu un scurt... Da, mulțumesc, Robert. Dar sunt de 9 ani președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, acolo unde președinte a fost și Sorin Roșca Stănescu la începuturi, alături de colegul său, Petre Mihai Băcanu. Și acum, membrii acestei uniuni, am folosit prilejul acestei zile de 8 septembrie, că am fost invitat la lansarea de carte, și pentru faptul că în 28 iunie Sorin Roșca Stănescu n-a putut veni la o întâlnire organizată de noi la Muzeul Țăranului Român, de Ziua Ziaristului Român, acolo unde am acordat mai multe distincții multor jurnaliști de mare vizibilitate din trusturile de presă, din redacție de presă din București, și acolo unde Uniunea a considerat că este nevoie să acorde o distincție care cred că bucură pe orice jurnalist, indiferent pe ce platformă se află în această bătălie pentru țară. Sorin Roșca Stănescu, îi înmânez astăzi distinția credință și loialitate pentru tot ce a făcut de-a lungul anilor, ceea ce era pregătit deja din 28 iunie, Ziua Ziaristului Român. Sorin, mulțumesc frumos! Și vă aștept și pe dumneavoastră, cei care nu cunoașteți prea multe despre Uniune, să vă apropiați, pentru că este prietenoasă și știe să prețuiască ceea ce presa, oamenii de presă fac, repet, indiferent pe ce platformă se află, oricum ei duc o dispută cu credință și loialitate din punctul lor de vedere. Așa e, Robert? Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Glăvan. Gata, suntem la final, să rămânem sănătoși cu toții, Doamne ajută, și vrea să facă Nașul un anunț. Hai! Vă cer iertare, am un scris îngrozitor și nu vreau să stric imaginea acestei cărți. Așa că cei care doresc vor primi acest fluturaș cu semnătura mea. Nu vreau să stric imaginea cărții. După cum v-am promis, recunoașteți, am asistat la un deosebit moment pe parcursul căruia lumina reflectoarelor, dar și a privirilor noastre, s-a concentrat pe personalitatea celui care a marcat și continuă să marcheze profund jurnalistica de valoare din România, Sorin Roșca Stănescu.
alături de echipa trustului Media Anima. Îl salut cu respect pe SRS, pe nașul jurnalisticii din România. Îi mulțumesc pentru cei aproape 30 de ani de prietenie care ne leagă și doresc tradiționalul la mulți ani, dar și binecuvântarea iudaică Ad mea vestrim, să-mi trăiești, prietene, până la 120 de ani. Sunt Nando Mario Varga, sunteți la Anima TV din cadrul trustului Media Anima și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost cu noi împreună cu Sorin Roșca Stănescu și invitații săi. Iar de aici, din Țara Sfântă, dragii mei, vă dorim tot binele din lume. Shalom!